Miercuri 20 ianuarie, polițiștii vâlceni au depistat doi bărbați care ar fi sustras bani din locuința unui bătrân de 83 de ani din municipiu. Aceștia ar fi pătruns în casa vârstnicului dându-se drept organe ale poliției și spunându-i că au informații cum că acesta ar deține bani falși. Bărbații în vârstă de 25 și respectiv 43 de ani, originari din Cluj, au fost găsiți în localitatea Milcoiu, din județul Vâlcea, într-un autoturism în urma cercetărilor efectuate de polițiștii de la investigații criminale și a a schimbului de informații operative cu polițiștii Biroului de Investigare a Criminalității Contra Patrimoniului Oradea. În timpul efectuării controlului corporal și al autovehiculului, polițiștii au descoperit o insignă pe care suspecții ar fi folosit-o pentru a se prezenta, precum și suma de 7550 de lei. Împotriva celor doi suspecții a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Ei sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat și uzurparea de calități oficiale. Activitățile au beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, Inspectoratul General al Poliției Române.